Toți sfinții care au păcătuit au păcătuit pentru că n-au chemat pe Domnul să-i ajute și să-i povățuiască. Întotdeauna să ne rugăm ca Domnul să ne povățuiască ce anume trebuie să facem, și Domnul nu ne va lăsa să ne rătăcim. Adam n-a avut înțelepciunea să-l întrebe pe Domnul despre rodul pe care i l-a dat Eva, și pentru aceasta a pierdut Raiul. David n-a întrebat pe Domnul: Este bine oare să iau pe femeia lui Urie? și a căzut în păcatul uciderii și al preacurviei. Așa și toți sfinții care au păcătuit, au păcătuit pentru că n-au chemat pe Domnul să-i ajute și să-i povățuiască. Cuviosul Serafim de Zarov zicea, când vorbeam după mintea mea se întâmpla să greșesc. Dar sunt și greșeli fără păcat, care vin din nedesăvârșirea noastră. Le vedeam chiar și la Maica Domnului. În Evanghelie se spune că atunci când a părăsit Ierusalimul împreună cu Iosif, ea credea că fiul ei mergea cu rudele sau cunoscuții. Și abia la capătul a trei zile de căutări l-au găsit în templu vorbind cu cărturari. Astfel, numai Domnul știa toate. Noi însă, oricine am fi, trebuie să ne rugăm Domnului să ne povățuiască și să întrebăm pe Părintele Duhovnicesc ca să nu greșim. Duhul lui Dumnezeu povățuiește pe toți în chip deosebit. Unul se liniștește, viețuiește în isihie, adică în singurătate, în pustie. Altul se roagă pentru oameni, altul este chemat să păstorească turma cuvântătoare a lui Hristos. Altuia ei s-a dat să propovăduiască sau să mânghe pe cei ce suferă. Altul slujește pe aproapele din muncă sau averea lui. Toate acestea sunt darurile Duhului Sfânt și toate sunt date în grade diferite. Unuia 30, altuia 60, altuia 100. Dacă ne-am iubi unii pe alții, într-o simplitate a inimii, atunci Domnul ne-ar arăta prin Duhul Sfânt multe fapte minunate și ne-ar descoperi mari taine. Din cartea Între adul deznădejdii și adul smereniei a Sfântului Cuvios, Siluana Tonitul